Salutare, Betania Kids! Astăzi am pregătit pentru voi un experiment grozav. Pentru a vedea însă că lucrurile se petrec exact așa cum vă spun eu, probabil că va trebui să-l încercați acasă. Fiți foarte atenți să-l faceți respectând instrucțiunile pe care îi le voi da și invitatului meu. Iulian, salutare! Haide aici lângă mine! Salutare, Lidia, și bine v-am găsit, copii! Bine te-am găsit, Iulian! Îl cunoașteți deja cu siguranță, pentru că l-am avut într-un alt episod, Betania Kids. Ești pregătit de treabă? Eu sunt pregătit, din cauza asta am venit. Super! Acum, va trebui să iei în mână această vază cu apă și să o ții întinsă pe palmă. În cealaltă mână, vei lua acest pahar mic plin cu apă și va trebui să-l ții la fel întins. Spunele copiilor care dintre ele este mai mare? E, evident, cel din partea stângă. Așa este. Dar am altă întrebare. Care dintre acestea două este mai greu, Iulian? Lidia, dar ce întrebare asta? Normal că cel care este mai mare, cel și, cel și care e mai greu. Nu e adevărat, Iulian! Uh -huh. Ați auzit bine și voi. Nu e adevărat. Vreau să faceți acest experiment împreună cu noi. Iulian, Timp de un minut va trebui să le ții pe amândouă în mână să vedem ce se întâmplă. Revenim după un minut. Iată că am revenit. Care este mai greu, Iulian? Normal că cel din partea stângă de aici. Deocamdată ai dreptate, dar fii atent. Ții mâna în continuare întinsă și pentru următoarele 5 minute... Ți aduce aminte cât e de greu ăsta? Absolut. Ok. Îl luăm din mâna ta atunci și pentru următoarele 5 minute va trebui doar să-l ții pe acesta mic. Care ai zis tu că e foarte ușor. Exact. Hai să vedem ce se întâmplă după 5 minute dacă mai ești la fel de încrezător. Cele 5 minute au trecut și s-a întâmplat o pozna. Iulian, ce ai făcut? Ei bine, cu trecerea timpului, paharul ăsta, chiar că era mic, a început să fie o greutate, să se simtă ah. greu, să fie chiar, chiar o povară, Dar nu ziceai tu că e așa de ușor de ținut pentru că e mic? Ei, bine da, era ușor pentru un moment, dar cu trecerea timpului a început să devină Chiar mai greu decât vaza? Sincer, uh, chiar mai greu. Serios, ia auzi. Ei bine, știi de ce? Pentru că tu acest pahar l-ai ținut foarte mult timp și mușchii tăi au obosit. Ei bine, Iulian, ce învățătură aș vrea să tragem de aici împreună, îi că de multe ori avem impresia că în viața noastră doar păcatele mari ne obosesc. De ele ne ferim să le cărăm în spate, să nu cumva să facem o crimă, să nu cumva să furăm și să ajungem în închisoare. Ca aceleași păcate pe care toată lumea le vede ca fiind mari, grele, urâte, greu de purtat. Însă, noi avem impresia că păcatele mici, cum ar fi minciuna, bârfa, mai zici și tu, copiatul, da, mândria. mândria sau alte lucruri mărunte, nu sunt așa de importante, le putem purta ușor. Însă, pe măsură ce le ținem în viața noastră, ele încep să ne apese, să ne apese, să ne obosească, să ne tulbeure mintea, să ne agite inima și simțim că nu le mai putem purta. Nu contează că păcatul e mare sau mic, el devine greu cu cât îl porți mai mult. Așa că încearcă să scapi nu doar de păcatele mari din viața ta, de greșelile pe care le faci față de Domnul Isus și față de cei din jur. Cere Domnului să te scape cât de repede chiar și de cele mici, nu? Așa e, Lidia, și ceea ce tu spui îmi aduce aminte de versetul din Cântarea Cântărilor Vulpile mici strică vile în floare. Așa este. Deci până la urmă lucrurile Mici ne strică viața. Ar trebui să avem mai multe la ele, nu? Da. Cele mm -hmm. care poate nu le dăm așa multă importanță la început. Mm -hmm. Mulțumesc de gândul pe care l-ai împărtășit cu mine și cu copiii. Țineți minte, dragilor, această lecție, acest experiment simplu pe care îl puteți încerca și voi și de care să vă amintiți de câte ori simțiți că inima sau mintea voastră este încărcată de păcate. Cereți cuiva, și anume Domnului Isus, să vă scape de ele. Iulian, mulțumesc că ai fost alături de noi în această zi. Te mai așteptăm la Betania Kids. Mulțumesc și eu și a fost o plăcere să fiu cu voi. Pe curând, Betania Kids! Pe curând!